Biserica Acoperământul Maicii Domnului din cadrul așezământului Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe un podium amenajat în curtea așezământului, unde sunt îngrijiți peste 110 copii. Spre bucuria și binecuvântarea credincioșilor, a fost adusă de la Mănăstirea Bogdana racla cu moaștele Sfinților Ierarhi Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi. În cuvântul său, înalt preasfințitul Părinte Calinic a adus în atenție parcursul istoric al descoperirii cinstitului acoperământ al Maicii Domnului. Nu s-ar fi luat în discuție această sfântă relicvă dacă împărăteasa Pulcheria, soția împăratului bizantin Marcian, care a domnit între 450-457, nu ar fi cerut patriarhului Juvenalie, în cadrul sinodului 4 ecumenic din anul 451, ca să-i trimită moaștele Maicii Domnului pentru a le așeza în Biserica Panagia din Vlaherne, Panagia născătoare a preasfintei, titorită de familia sa. Și atunci patriarhul Juvenalie i-a răspuns că în mormântul Maicii Domnului, auziți, nu au fost găsite decât brâul și acoperământul ei, deoarece Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la cer. În alt preasfinția sa a hirotonit un preot pe seama așezământului de la Rădăuți. La momentul chinonicului, corul de copii al centrului a interpretat pricesne închinate Născătoarei de Dumnezeu. Apoi, ierarhul a oferit binefăcătorilor ordine și distincții de vrednicie. La final, arhimandritul Iustin Tănase a mulțumit tuturor celor care au ajutat de-a lungul timpului așezământul. Respectarea cadrului legislativ, comunicarea directă cu decidenții politici și misiunea creștinească pe care o purtăm s-au întâlnit de fiecare dată într-o colaborare fericită pe care promitem să o dezvoltăm în continuare pe aceste direcții. Vă mulțumim și dumneavoastră, credincioșilor, care duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, sâmbătă de sâmbătă, ați fost alături de copii în Sfânta Biserică și care, prin slujbele de pomenire și jertfele aduse aici, ați acoperit necesarul de hrană al copiilor sau, de multe ori, ați contribuit la majoritatea activităților care sunt extrașcolare. Înființat în toamna anului 2011, așezământul are ca beneficiari tineri cu vârste cuprinse între 3 și 26 de ani, găzduiți în cele 11 case de tip familial și în alte 66 de locuri pentru studenți. În cadrul centrului sunt organizate diverse ateliere și numeroase activități culturale, educative și misionare.